Dai pățit să tragă și după tine prin Sandy sau așa? Am puțin să tragă și în Sandy și pe autostradă, Păi m-o fii atent. zăpăcit în perioada asta. Când mai ai nevoie să te duci prin Sandy sau așa și îți dă știa, mă sunt pune că am blindat-o. Da? Serios? Da. Am Da. înțeles. Se poate face și specia blindată, gen la service? Toată lumea să aveți Nu, cumva nu, specia. așa e ea, din Nu, nu avem încă reprezentanță. specialitatea Ah, am asta. înțeles. Mă gândeam că gen este pe specialitate, Și aveți mă chestii sun de pe genul. mine și te duc eu, nu-i problemă. Că așa am Ar fi blindat ceva. camionul, știi? Cum era să-ți blindezi camionul? Era ceva. Ar fi ceva În să-ți fac. fine, mi-a luat o statică pe o... Eram cu o prietenă, Alessia. Aoleu. Mi-a luat o statică. O trebuie să dau banii, după aia mi-au venit ăștia că unde-s banii, că am nevoie și eu de ei. Ce, eu am venit aici degeaba. Ianis. Ok. Bă, dacă Așa. e ceva, te ajut Păi și da, de eu, chestia că nu dă-mi găsit. numărul tău de telefon dacă și te bagi pe tine niciodată. Te-a zis, deci dacă mai ai Cum nevoie să să vă te duci trec? prin Sandy sau așa, mă anunți și pe mine și te Dă-mi duc eu numărul blindat. tău și te spun eu dacă Ok. ești. Nu știu. Auzi, dar știi cum arată treaba aia cu 0790 niște fraieri? Trei încărcătoare au tras după mine. 079 5469. Merge? Nu, nu merge. Dar cred că am numărul dumneavoastră, parcă vreau Nu știu cerut. exactamente. Nu stai, stați așa. Sună? Da. Da, am numărul dumneavoastră, dumneavoastră l-aveți salvat pe al meu? Cred că l-am, cred că l-am cerut într-un timp. Îl aveți salvat? Sau vă apare numele Nu. cunoscut? Stați așa că vă trimit Stai acum. așa, cum? Mamă, telefonul este complicat să mă va piciorul. V-am trimis acolo un mesaj cu un număr de telefon în gură. Deci am zis din gurare, dacă mai ai nevoie sau așa, mă suni. Da, oricum, o poză pe cealaltă. Ideea e că am lăsat-o pe Alesia la spitalul prietenii de mea. Când m-am întors, nu mai găsesc. Am încercat să sun, caut, repede, du-te la poliție, anunță. M-am dus cu poliția la benzinărie să le explic la băieți ce s-a întâmplat, că am fost luat o static. Toată treaba. Și m-am trezit acolo că vin alți mafios, frate. A început să bată cu ea pe acolo, iară, gloanțe, împușcături. Da, e fi atent. Lingurare e. Da. Am și o întrebare, colegul. Spune-i și mie cum dau telefonul ăsta înapoi, că am rămas blocat pe setări. A, uite, e Bella Danger aici, mamă. Frumoasă, frumoasă ceva. Ori e... Uite, cu domnul am vorbit. Dai pe săgeată, ori dai săgeată acolo sus. Da, am descoperit. Uite. Acolo sus, în stânga, săgeată înapoi sau pe bara de jos. S-a zdrobat toată treaba, nu? Aoleu, domnule, ia da... Ce faceți cu bitralele la mine aici? Păi am primit aici apel ca da, că nu erau să... doi băieți cu Ferrari-ul care s-au urcat la domnul Lingurară în mașină și n-au rusease și pe ce... Eram... Frumos, vă puneți aia în geantă sau ceva, că ia, nu e periculos aici. Unde sunt, afară? Vă scapă degetul și poate mori, dracu vreau. De acolo, domnule, am plecat de la spital, m-am trezit cu doi băieți în mașină, le-am zis, se, să afară. Să nu-mi scape mie un pumn în gura. Să afară? Cred că să afară, acum s-a dus, uite, și le arată. Eu sunt curios cum vine așa e poliția cu arma în mână, așa, nu știe ce se întâmplă. Domnule, știi care e problema, mă, simt ce. Nu e bine chestia asta. Păi știu că nu e bine, domnule. Poate să fie femei, poate să fie... Vede arma la polițistul în mână, ce face? Știu ce zice, domnule, dar... Aici, la mecanici, la noi, ce... Știți care e problema ce amenaci, fa? Că sunt alții super nasori pe aici, înțelegeți, domne? Sunt mafioți ăștia de prin grup și strică mult orașul da, și tot. Da, la mine aici nu vin nimeni, că iau dracu pe toți. Păi ia ți-i chestia, dar se strică mult orașul din cauza la niște mafioți. Da. Tu ai avut interacțiuni prin oraș cu unul XP? Mă, nu, nu cred. Din mafia Ghost? Nu, nu, n-am avut. Dar de unde dracu știi tu chestiile astea? Că îl știu că am vrut să intru la el în mafie și mi-a făcut o fentă urâtă. What? Știi că nu-i bine să vorbești chestii de-astea. Mai ales aici. Nu vorbi. Știi că nu-i bine să vorbești chestii de-astea. Ce, ce-am vorbit? Stați-mă în pace, mă, lăsați-mă în pace. Dacă, dacă are oia un ăsta de registrat pe tine, domnule, pe la pantofi. E o filmare noastră, da, hai. Da. Domnii polițiști nu sunt prezentat, nu știam cu cine am vorbit. Nu mă înțeles. Domnul polițiști nu sunt bun de nimic, am văzut. Cum să vii cu arma aici? În locul ăsta închis aici frumos, nu e nimic, nu se aude nici țipătul, nici scandal, da, vii cu arma la bână.
Plujnina s-a prezentat. Nu e problemă, domnule. Dar știu cu cine vorbesc. I-am spus, domnule, cum vă numiți? Ai zis că nu-și dezvolu identitatea cât timp are mască de agent. Băi, șeful, pentru aia vreau să încerc de 20 de Nu fie nu mai contează. Domnul, mă, ce exagerat e, salte chestii. Acum, bă, știu, este nașpa că poartă niște arme în mână și chestii de genul. Dacă totodată mă gândesc că procedează și corect pentru chestii ce se întâmplă pe aici prin oraș, mă înțelegeți? Da, dar nu suntem nici în Afganistan sau ceva aici, păi, la Micaela. Aia e problema, că toată e prea Afganistan, știu ce zic. Mie nu-mi convine să-mi vină în casă. Da, știu că nu-și convine, vă dați seama. Dar la cine-i convine? Ori intra pe o proprietate privată, așa... De-aia nașpa, dar până nu se rezolvă cu ăștia, e cam nașpa, și ce zic? Bă, dacă prin vreunul la mine la casa aia mare, acolo pe plajă și poliții să fie... Nu mă întreb că ce e. Se pare normal. Păi da. Cam așa. Nu vine nimeni pe proprietatea mea acolo. Da, e nasol, oricum. Măcar medicii își mai fac treaba. De unde? Când mă, sunt oraș medici, își mai fac treaba. Asta a sunat și medici, fratele, și n-a reușit să vină unul. Au venit doarma că nu s-a prezentat, că n-a așa. Doresc. Dacă l-a arestat pe Bendeac pentru nuditate, Siasu, că stătea fără tricou. Ăia erau trei pleci care au fost dați afară din loc, de la locul de muncă și mi se pare că au și părăsit orașul. S-au dus un alt oraș. Nu, înțeles. Îți pare normal. Nici eu n-aș tolera un asemenea. Se punea cu noi tot timpul, licea mea, vezi, lasă-i un pic, păi se păcălește, vorbim cu ei, dar nu se păcăle. Mă scuzați, mă auziți? Da. Este vreun mecanic disponibil să mă ajute 2 minute cu mașina, vă rog? Da. Am doi domni de lângă mine. Vă pot ajuta, domnule. E stricat, domnul. Nu știu ce are. Deci unde? Nu, uite-o. Făcut să tămâne că sunt pe aici. Știți cum e asta mesticată, domne? Cum era de trimite soțul, știi? Am făcut puțină baie la mașină așa. Da, mașina e în lac. Mașina e în lac. Așa e și asta puțin sticată, domne. Auzi, dar am văzut cu unul. Aici pe Instagram. Hello, Beru, divai, dale, dar brăzărea. L-am văzut pe una, știi cum spăla mașina? Cum? Pe interior. Full jet. Am înțeles. Lasă cum sunt și de asta. Nu, măcar prietena sau care vorbesc, eu sper să nu facă cea la fel. Mă aștept și din partea ei, nu zic, nu? Adică nu bamă la foc. Complicat. Ideea e, am sunat, lumea răspunde. M-a luat și poliția, zic că să mă duc înapoi. Bine, ca să, dacă mergeam singur prin zona asta, acum pe la benzinărie, pur și simplu mă iau, mă luau aia pe sus. Noroc că a venit poliția și... Vrei să mergi la benzinărie? Aș merge și la benzină să fac un de asta, dar e complicat rău de tot. V-ați vaccinat? Nu, domnule, nu să aveți vaccin. Nici una, nu mi-a făcut vaccină, domnule. Pentru ce să ne vaccinăm? Antri gripal, antri câini? Antitetanul ăsta. Nu mă știu, domnule, nu mi-a trag cu gloanțe pe acolo. Stai că nu dăm în licoare. Ăla de ștampilă pe braț, cum zic eu. De tu să mă grească, ăla e. Să mă grească? Da. Am înțeles. Mă plecă, domnule, ce să facem? Ai, de cameră, se păcea la mare în perioada asta. Sărbători, velioane, Crăciunuri. Și mai am și să mă dau. Am luat o benzinărie prin... în rate, cum ar vrea, și mi-am să le mai dau un milion de euro. E tot în regulă? Poți să-mi trimiți... Poți să-mi... îi trimit la șeful tău. Zi-mi, te rog, un... IBAN, ceva. Un IBAN să-ți trimit, exact. În CNP să-ți trimit restul de bani. 27 bani direct. 87? Nu, că trebuie să mă duc să-i scot din benzinărie, știi? Mm-hmm. Și după aceea să-i dau de acolo transfer. Bă, mi-a venit mie mesajul. Bă, nu, s-a trimis ție să știu ăsta lui. S-a trimis ție banul, știi? Ca să pot să știu la cine să trimit după aia banii. De-aia am trimis, că... Mă duc pe benzinărie, mă bag și în altceva și după aia să trimit banii la om. Uite-vă că mă trimit și ăsta, mă trimit și Ianis.
Ok. Hai să mergem, eu știu, sper să nu pățești ceva. Hai că vin cu tinutură. Băieți, Ianis, care rămâne aici? Rămâne eu. Eu mă duc să mă plimb în sau, mi-am la mașină. Mai trebuie să vin o domnișoară sau ajungi. Stai așa că vreau și eu, ziceți acum. Bravo, las că o să iei să luat. Vedeam cum facem, ideea e că trebuie să merg cu asta, am un pic pe care să merg. Ne simt bine aici. Hai să merg. Poftim? Ce? Aveți nevoie și de mine sau poți să plec? Rămâne, nu, te plimbă-te dacă vrei. Dacă aveți căscuță... Să mă duc și pe mine puțin până la bancă. Și ce mă prindea bine în perioada asta? Dacă aveți cine a permis portar, mă? Că vrei, te duc eu la asta. Ah, Ianis, du-te, du-te cu colegul, du-te cu colegul. Au, băi grijă, nu, dar nu să... Ai, 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 că dă cu ușa. Păi eu dădeam cu spate, nu știam cât sare așa din mașină într-o dată. Era bine dacă aveam pe cineam cu permis portar, mă, s-o cu de-asta, știi? Păi de ce nu dai? Păi cum, eu nu știu, mă-aș, mi-aș lua și eu. Cât păi tău examen. E scump examenul ăsta sau? Nu e, cred că e pe gratis, doar trebuie să-l treci. Serios? Aia. Vreau să mă interesez să văd cât este, să ne ia și eu de la... Păi da. Că... Să mergem pe la poliție acum dacă vrei. Și acum să mergem până acolo să vedem? Păi haide. Hai să mergem până la poliție să vedem. Poate facem și un permis. Tot așa cum e puțin mai și că... Mi se pare că o să trebuiască să-ți depui CV la ei pe aplicație. Am înțeles. Se întreb de interesat, știți? Și sunt niște întrebări acolo. De început? Bă, băi, ce stai, îmi pare să mă cunosc cu dânde... Dacă le treci, o să ajungi la testul final. Mă cunosc eu pe ăsta, dânde îmi dă seama de ăsta gen. Practic. Cine care și acolo, întrebări și mi se pare că și cu tras. Oh, ce e aici? Băi, ce de mașini afară, nimeni înăuntru. Că, se mai întâmplă și de asta. Bă. Vezi, nu te vadă poliția cum trebuie. Băi, mi-e dau stângă dreaptă, dai seama. Mă, ce bă, valiză. Băi, cu bani. Cu bani ceva, what the heck? Ia vezi că e pe partea ta. Deschide ușa, vezi, uite-te-le. Are bani în ea? Acum verific să aici. E grea, ce? Bă, nu, e gol, e doar așa, nu știu. De ce fi lăsat-o? E doar cu țigani. Dar și noi, dacă era bombă sau ceva nea și... Pușca cum o pați. Bă, să știi că nu m-am gândit. Nici nu m-am gândit, bă. Dar nu m-am gândit să ies din mașină, să fug în parc, ce-i vedea. A, tu vrei să fugi în parc, că erai de rău. Nu mă, dar să știi că te gândești câteodată. Îl las pe unul cu Allahu Akbar și gata, bum. Hai să vedem că mai e cineva pe aici. Băi, nașpa și ea să... Mă, am dat cu bara. Cu... na. Că criticăm de multe ori și poliția, că bă, cu mitrale și cu deșa, dar... E nașpa, mă, uite, m-am dus pe acum, până în grup, la benzinărie și m-a luat aia pe sus. Mâinile sunt normal. Nu, poliția, dar depinde de ce poliție îți dai, că uite, și eu am pățit ceva de genul și-au venit repede. În 2 minute ori fost acolo, bam, bam, eu prins. Da, pe așa a venit cine în mine. Noi, eu am chemat să facem niște... A, e deschis. Da, e deschis. A, n-am văzut pe nimeni aici, a zis, bă, e închis. Să sun pe cineva? Ia sunt de pe... Acum am trimis mesaj. Cred că avem voie să mergem pe coridor până acolo. Nu, am un număr de telefon, că mi-a lăsat acum un polițist număr de telefon. Stai să vedem aici. Alin. Alo? Băi, deschis-o ușa. Ei. A, mă înțeles, e ușa de aia cu gumă la... A, ei, unde ești? Intră-te într-o. Auzi, vezi că am chemat acum să ne trezim cu ei înăuntru. Mi-am trimis acum, mi-am trimis mesaj acum la un polițist. Ideea e că am vorbit cu un polițist. Uite, vine acum la secție să ieșim de ce, că ne vede și zice că ce căutăm și cum am intrat pe aici. Doamne feri. Pe ușă. Pe ușă, știu, da. E închis ușa asta. Eu, la mine e închis. Bă, ce dracu, închis-o. Hai să merg pe aici. Mă auzi? Hai pe aici. Aole, hai repede, 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 repede. Trebuie să mă interesez și eu să văd care-i treaba.
Ce, tu zici că e pe gratis? Eu nu cred că e pe gratis. Măi, așa știu. Da? Eu am plătit o sumă destul de bună. E o sumă destul de bună, dar eu mi-am datorii încă de dat. Aveam nevoie, îți dai seama că aveam nevoie pentru mecanici acolo, mai ales cum sunt și șef la mecanici și toate. Salut, domnul, salut. Uite, am vorbit puțin cu băiatul că am fost pe la mecanici pe acolo și mi-a zis că pot să dau de permis portar, mă, dar nu știu exact care... Cum sunt procedurile sau care-i treaba. Stimă și respect, domnul, mi-a spus cu mașina lux. Stai, că eu m-am speriat, domnul, cu ce-i cu... Pare că mai scoți arma aia dată, ți-o fac cu gât. Bă... N-am zis, deci... Cum se procedează cu permisul portar, mă? Ce ar trebui să fac? Cu șeful meu. Cu șeful de-a dumneavoastră? Și trebuie să depune niște acte undeva, anume, aveți un mail... Sau costă ceva... Sau costă ceva, sau... Să știu exact ce trebuie să procedeze. Încât și costă, dar nu știu acum legătură cu portarma, câte ar mai voie, câte clanțe, chestiunea asta. Am înțeles. Sunt agende, nu pot să zic foarte multe informații, că nici eu nu știu. Am înțeles. Deci stai tot să vorbesc cu șeful meu. Poți să trimit un mesaj dacă ești în, ești în oraș, când va fi și șeful meu, și atunci te chem la secție și vorbești cu el. Păi o să fiu și mâine dacă e. Ideea e că vreau să fac, să nu mă trezesc, că vine aia pe acolo peste mine, prin benzinărie. Dacă tot timpul mă duc eu cu el, că eu am portar, nu știu. Na, dacă e de ceva, stau lângă el în tir și... Na. Că acum asta mă gândeam, să fac o cursă de asta de tir. Că sunt pană, din... n-am bani, n-am... de-abia mai trez de pe o zi pe alta. Da, aici mai trebuie să facem cursă și... Puteți să mă însuțiți? Eu merg dacă este, că acum cum mergem? Nu prea departe pentru ei, că merge până în Palito, vin apoi, tot așa. Nu știu cum vor, eu să fac... Pe autostradă e mai greu acolo. Pe autostradă e mai greu, da. Păi, acum facem fără motor. Fiind trei, o să mergem cu două mașini. Mamă, vezi! Una va fi mai în față și una mai în spate. Nu o să fim lipiți de dumneavoastră. O să fim așa, la o distanță mai mare cât să vă vedem, dar să nu tragem atenția sau ceva, știi? Da, sau unul poate să merg mai în față, să vadă că e drum liber sau... E, da, unul în față și unul în spate. Vorbiți între voi. Da, nu, nu. Da, păi, unde ne vedem cu tirul și cu asta? Măi, acum mergem spre benzinărie. Ce cot poștele sau? Nu, dar a fost la benzinărie, băieți, știu unde trebuie să vină. Vin acolo la benzinărie după noi. De acolo ne luăm transport. Avem un tir care vine din partea primăriei. Ok. Da. Hai că ne luăm mașina și merim. Ok, haideți că mergem și acum cu mașina. Hai. Am vrut să-i faci un polish aici pe dreapta, că e lovită. Bă, acum asta este. Ai pornit GoPro-ul la mașină? Da, măi, pornit cu totul, e, nu știu cum să zic, mai bine. Bun, bun. Păi, intrăm în cartierul acum și... Mm-hmm. Na, măcar să l-ai pornit. Nu, mă, l-am pornit cu... nu știu cum să zic, e live așa. Cât e ceasul la tine? La mine este ceasul 1.20, mă, băieți. Am prins de rău pe FM, mă, băieți, vine să ne însosească băieți acum frumos. Îți dai seama că acum cât spate spatele meu profil pe o... Da, mă, uite, am mers aici, le-am explicat la băieți situația, ce s-a întâmplat. Și m-am înțeles direct cu băieții. Mafios s-au bătut pe aici, în trei. A fost haos puțin. Și ai picat și tu în mijloc, nu? Am picat și eu în mijloc, da. Uite, eu auzau băieții muzică pe aici, mă. Uite, mașină ca a ta. Uite, e complicată, da. Uite, văd că au parcat iară BMW-ul. Bă, că era un BMW parcat aici. O fi de la foștii băieți care ați avut atunci probleme, a trecat ce că ei? Da, cred că aici. Mecanic să tracteze mașinile. Poți să chem pe cineva tot de la tine? Da, așa să mă uit. Am mașina aia de aici și asta. Mă simt super bine, mă, băieți. Când prin roleplay și de astea interesante... Trebuie să mi-aș pe aplicațiile tot. Hai să dau și eu o comandă repede de un tir de ăsta să mi se facă.
Ar trebui să vină în câteva minute și comanda. Gata, vă, că o ajung și comanda. Cam o să ne revină un tir de ăsta de la primărie. Da. Mă, băi, să vine poliția să ne escorteze. Transportul, băi, ne cerești ăștia bani. Ești pe... Vă, că vine și la hai că vin două tracuri de la mine. Ok, perfect, să rezervăm și cu ăla. Să ia BMW-ul și Mercedes-ul ăla. Acum trebuie să transporti trainerul, da, exact, exact, ăla galben. Până acum am transportat singur, m-am descurcat cât de cât. De acum, na, e bine că ne ajută poliția. Uite cum apar mașinile pe ce, mi-e și frică, frate, când văd mașinile că trec prin zona asta. Sincer. Asta e camionul, o să atât să leg la ăsta de gaz și după aia să plecăm înspre locație. Cum ziceți, să procedăm, cum ar fi mai bine? Mergeți dumneavoastră înainte și noi venim okay. În urmă, deci okay, okay, okay. Un kilometru de stare. Așteptăm să vină doar două tracuri de la mine, să tracteze... Trebuie să tracteze... BMW-ul mașina și Mercedes-ul ăla. Ok, ok. Mașina tațulaș aici? Mă... S-o duci în spate, acolo? S-o duc în spate, hai că bag în spate. Tu în spate, mai bine să nu ți-o vadă ăștia. Mamă, ce mă nevesc cheile astea, mă. Atenție mare la BMW-ul ăla. Dă-mi cheia, conchid eu. Am închis, am închis. Dă cheia la mine, scuțin. Ok. Poftea. Mersi. Bă, uite, frate, să ne caută, frate, să se întâmple ceva. Că nu stă să degeaba pe cea prin zonă. Era unul cu BMW acolo. Bă, uite, la ăsta e. E aici, în spate, acum. Îl vezi? Da. Că să caută ceva, mă. Să nu zică că e... Doamne, și acum, pe cea prin spate, tot umblă un BMW. Al, prin spate, pe aici. Ia cheia, ia cheia. Mersi. Așa. Mamă, zăpăcea. Bă, să nu iei, vezi că patineau ăștia. Să nu luați asta, nu luați asta. Bă, băieți. Mercedes-ul alb. Da, 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 zi, ne-a zis. Și BMW-ul negru de acolo. Unde e BMW-ul? Care e BMW-ul negru? Să iau eu BMW-ul. Eu dă-l pe ăsta cu aici. Nu, este aici și BMW-ul. Da, da, dar aștept, las că plecăm, plecăm cu tirul, plecăm cu tirul ăla. Ok. Și vin și băieții cu noi, o să-ți facem loc aici. Împinge-l okay. Dacă ești mai acolo, sau vezi dacă are cheile în contact, dacă nu știi tu să legi firele. Ok, doamne, bine, domnilor, acum ne punem pe treabă. Hai, lingurene. Hai, că urc acum. Băieții, trageți-vă un pic, ca să plecăm cu tirul mare. Ok. Și vine și poliția cu noi. Voi faceți-vă treaba și mergeți la mecanic la noi, da? Așa. Trebuie așa să conectez și alea. În spate mă băie să te conectăm în firele acestea tot. Dacă vrei ajutor îmi zic. Bă. Hai că am rezolvat. Te-ai descurcat? Mamă. Vezi că deja... E zăpăceală mare, frate. Mă, ne-au lăsat ăștia, mă. Hai, du-te, du-te, nu mai sta, nu mai sta, nu mai sta, nu mai sta. Îți dai seama că nu mai stau. Păi se duc, frate. Ai grijă cum e curba, ai grijă cum e curba. A, mă, o duc puțin pe contrasens, dar e... Las, că acum nu vine mașina pe aici. Băi, să intrăm pe o frecvență. Că
că tu... Uite ce se face, du-te, 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 nu mai sta, du-te! Mă duc, mă duc, mă duc, mă duc. Am și eu pistolul în mână în caz de ceva. Hai că rezolvă-nul. Măcar bine că pot să în zona. Bă, se turc, frate, prea multe trageri, prea... Mi-e frică să mă duce pe autostradă să mă ia ăștia. Da, nu știi că rezolvăm cum. Mamă! Vreau să intri sub noi, mă. Te duc la intervenție și sigur atâți cu ea. Nu știu ce să fac, frate. Am o mașină albă în spatele meu. Potolește-te, potolește-te, ok, 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 stai niște, dacă e ceva în pistol. Ia vezi ce vrea. Da, domnule, spuneți. Șefule. Da. Câte șefule pe curse? Ia puțin, domnule, 5.000. Aolea, dar vezi că am mai lăsat foc în spatele dumitale. Nu știu, domnule, ce cauză. S-a spart canistră. Doamne, firesc. Mamă, du-te repede, du-te repede. Mă duc repede, că poate explodează de tot. Îți dai seama, dacă explodează, nu ce-mi dracu. Îți dai seama că... Ăsta mă întrebă câta pe cursă, gen... Să mă aștepte să la final, știi? De-aia am zis o sumă de asta mititică. Dar nu este foc de undeva, mă? Tu vezi foc? Nu, nu, nu vă. Stai așa, puțin, că încerc așa. Ba da! Lasă, mamă, lasă dâre de foc. Mă lasă? Lasă așa câte un pic, știi, pac, după aia la 20 de metri, pac. Ți s-o spart unde ăsta, băi. Ia uite, vine mașina în spate. Sper să fie polițiști, nu știu. Nu. E singur, e singur, vezi ce vrea. Păi nu pot să stau, că pușca asta. Bre, vină mai aproape! Nu mai aproape, nu putem să ne oprim. Mă aud, ești Ionuț? Bă, du-te, du-te că ia foc, du-te că ia foc, du-te că ia foc. Mamă, 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 ieși din aici. Ieși. Vino aici, vino aici, vino aici, vino aici. Stai în spate, stai în spate, lasă. Ce s-a întâmplat, frate? Nu știu, te-am sărit pe geam direct în zăpadă, îmi fac ceva în... Mamă, frate! Ce dracu, chiamă repede în echipaj ceva, frate, chiamă pompierii, ceva, nu știu ce să facem. Mamă. Ce-am făcut? Nu vezi că am mai probleme, mi-ai bine și tu să-mi crezi nervii aici, frate. Ați pierdut ceva? Am pierdut ceva, am pierdut camionul cu 50.000. Domnule, fii atent, mă auzi? Vreau și o afacere, să-ți fac cu tine. Domnule, poți să-mi așa? Pe benzinărie. Domnule, tu vii să faci afacere aici cu noi, nu? Uite ce... Bă, pleacă de aici. Vreau să-mi întreb dacă vrea. Vedem. Nu vrea, domnule, nu vrea, mă, mamă, uite ce faci. Stai acum, că am altă treabă. Vreau să o cumpăr, atât. Stai așa, că poate mi-explodează asta, stai puțin și sunt jos. Pleacă de aici, că oricum vine poliția. Să nu te ieși pe tine. A explodat dita mai camionul, mă, era să explodăm în el, ești nebun, era să murim. Ești bine, mă? Cu spine. Toma, frate. Să știu, să chem. Bă, nu știu, puțin cred că mă doare așa capul. Stai că trimit mesaj acum, să vină vreo poliție. Stai că sun eu pe telefonul ăsta mai șmeche. Bă, mă trebuie să spun ce telefon ai tu. Hai că le-am trimis mesaj. Ăsta e o bombală de la niște Andrex. Nu mi-am luat să fac afacerea cu Matix. El face afaceri cu mine acum. Domnule, nu vedeți că e explodat ăsta și dumneavoastră să moarte de afaceri acum? Lăsați, domnule, ajută. Te rog eu, pleacă de aici, dacă nu stai pe tine poliția. Domnule, ajută. Bă, cred că nu mai face nimic. Hai că vă duc eu, la garaj. Da, să chem aici să anunți accidentul, să ne bun. Mamă, cum s-a făcut asta varză, frate. Deci cred că ce s-a întâmplat, mă? Bă, tras, frate, în cisternă, frate, tras aia, sigura și s-a întâmplat ceva. Păi da. Chiar că nu-mi dau seama. O vrut să ia viață, Transformers, ia uite-le. Stai, că te-mi locați. Mamă, fă-mă poză pe el, bă.
Bă, să nu se spargă dracu ceva, să-mi rup capul aici. Stai așa. Bă, ești nebun! Bă, ce dracu, bă, bă! Bă! Bă, stai așa! Pune-te-n față aici să-ți fac o poză! Dracu! Pune-te aici să-ți fac o poză! N-ai bine, că am picat... Noi facem poze de accident, bă, frățcă! Ia stai, stai. Domnule, vrei afacerea, domnule? Vă trimit direct pe telefon. Ia. Vine poliția. Știu că vine poliția, că am chemat tu. Da, nu, că îi zic, le zic să le ia și pe el. Nu, domnule. Gata, ai făcut-o. Da, vă trimit și pe telefon. Eu doar vreau să cumpăr o benzinărie atâta. Noi venim să plec jocandată de aici, că avem treabă. Vreau și eu să văd ce faceți aici, în poliție. Păi ce faci, anchetează doamna asta, ce poate să facă? Te rog eu, du-te de aici. Să le spun cum s-a întâmplat. Vezi că cu tine am probleme și la mecanici cu chestiile astea. Ce am? Îți țin minte. De pe acolo, când îți zic să pleci tu, nu pleci, te rog să chem poliția la tine. Că n-am voie să fac șmecherie acolo, că sunt la lucru. Nu știu ce e problema. Nu știu și eu, bine. Bă, n-ai cum costa, man. Aici e ceva serios. E explodat la om, bă, cât costă tirul ăsta? Acum trebuie să plătești la stat pentru el. Eu am accident, am o grămadă. Și o să vede pe ce... La anal, să vezi ce-ți dau eu ție imediat. Unde trec cu poliția? Până acolo să plătești. Haideți, mă, tată, mă. Bă, bă, nu mai pot, frate. N-ai cum să se întâmple așa ceva. Bă... După ce rău, băiată, să cu capul, băiată. L-ați văzut vreodată pe Andrix, să pe Andrix, să nu mă uite aici. Hai, de viața. Da, așa. Da, sunt la... La cine ți-mi mesaj? La poliție. Da, așa. Aveți nevoie de un mecanic? Nu am nevoie de mecanic, ești cu mecanicilor aici. Salut! Da. Nu știu cum să zic, dar în schimbul ăla de focuri ni s-a tras și nou un tir. Nu a explodat pe mijlocul autostrăzii, de-aia ți-am trimis locație. Poți să trimiți un echipaj aici și unul dezmur ceva să vedem că e treaba ce facem că... Mi-a închis. Chiamă și tu mecanici. Wow, wow. De așa. Mecanici n-au ce să le facă la ăsta acum. Da, zi. Poți să vii puțin până aici să... și să chem și un echipaj dezmur ceva? Unde? Ți-am trimis locația pe telefon. Da, 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 cum okay, vedem. Ok, ok, perfect. Poliția să vină mai ales să le ia pe ăsta, mă. Și mai avem unul care e pe aici, zăpăcește puțin de cap, dar e ok. Ok, deci o să mă dat acolo și noi, ok? Ok, da, 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 da. Caut, nu, bă. Prin gunoaie, okay. Repar, domnule. Ce repar, mă? Tu cauți acum printre fiare vechi aici. Ce dracu vrei să-i furi acum așa la asta? Imediat vii cu dublu cabina, să bagi fiarele în ea. Mă duc să iau, stai. Vii cu vanul imediat. Nu mai sunt aici. Te faci pe față, ești. Domnule, dar ce chem poliția pentru mine? Cate și pe... Aolo. Cine e asta? Ce faceți aici? Nu știu, domnule. Accident. Accident, domnule, pe autostradă. Opa, accident. Domnule, am și o rugăminte la tine. Da, domnule. Ia și tu pe ăsta și du-l departe de noi, te rog eu. Vine acum, bă. Dacă ești așa, mă, ești mecanic. Că prea stă pe capul nostru aici. Hai că vine și poate. Mamă, 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 mamă. Mamă, mamă. Ce dracu fac ăștia, mă? Peste spanarane, bă. Bă, ce dracu faci? Spanarane. Mă trage noi. L-am văzut pe ăsta cu Lambo. Ah, sunt mulți, nu e ăsta, e prostul ăsta la alcool. Ăsta. Asta? Care face asta? Asta? Da, mă, băie. Wow, mamă, 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 mamă! O, păreațcă! De repede după ăla, că ai Lambo. Sunteți bine, sunteți bine, sunteți bine? Sigur ești bine, te ajut. Da, o să ai zis okay. Cu de niște conduceri. Revoluția România roleplay. E foarte bun, da. E, bă, e bună intenția, știi, de tras direct, dar acum depinde din cine. Eu m-am speriat mare. Știi care e chestia? Am mers la Jafur, s-a tras direct în noi. Am mers la peste tot apeluri, s-a tras direct în noi. Am primit apel
Am primit apel, da, veniți. Știu, sunt împici ăia. Și da, nu se mai aplică. Ce domnule, mi-a explicat așa puțin, da. Direct. Deci nu mai stăm la discuție. Am primit ordin, nu mai stăm la discuție, se trage. Când e un apel ceva și cineva în pericol, se trage. Păi și acum, domnule, știți că a spus că veniți să mă ajutați cu mașina, cu tot ce trebuie. Ori tras aia din Bradva, noi. Exact, pe baia chestia, că mi-a tras și în camion. I-a prins colegul, am văzut, și noi. Am văzut că mi se mișcă mașina și asta. Hai că mai bine să merg la urgență să se rezolve. De ce facem, bă? Poți să chemi mecanic ceva să vine să-mi neie? Hai că vine să ia cu neia cu tractat. Hai să ne, că nu avem ce face altceva. Bine, înțeleg și pe ei că au o grămadă de probleme. Aveți să scrie slash server, mi se pare că mergea scrie slash server să văd dacă merge treaba. Eu așa știu că ar trebui să meargă. Gata, uite, avem acolo. Iar ăsta. Mă fugurește poliția acum. Păi uite, să pleci de mult. Păi mi se pare amuzat, mă. Mă, băiatul ăsta... Nu știu, că e o chestie de asta de... Mă zăpășește rău de tot de cap, ca să mă înțelegi. Toată ăsta era care mi-a intrat și în mașină de... Ia uite-l. Ai grijă, băi, să nu te apăstă. Păi să nu, Doamne. Ia-o spun, zice-o, lăsați-mă, domnule! Că o facem poliția, iară se întoarce. Iară vine pe cea, se întoarce. Da, ferească. Wow. Bă, noi eram aici cu treburile noastre, că ne dăm Lamborghini pe benzinărie, că... Cum fac da, de-aia, așa? Chef de... Bă, nici nu se gândește că noi ne-am bușit aici. Dar din cauza de-a noi, mă, dacă... Bă, trebuie să nu ne oprim, fratele meu. Opa. Scăpionii la genunchi. Mă pun pe să stau așa întins. Nu mai pot. Bă, astăzi am avut o grămadă de acțiune, frate, nu mai... Nu mai rezist mult, mă doare capul rău. Ideea e că până nu se rezolvă cu anumite chestii pe aici ce se întâmplă. Că sunt prea grave, nu o să meargă multe chestii. Deci eu asta cu groove-ul, în zona aia... Când îi desfințează pe aia de tot, tot așa o să fie. Nu o să te înțelegi cu nimeni. Eu îți fac pariu și mă gândesc la varianta asta, e din cauza asta. Nu gândește nimeni în perioada asta, înțelegi? Pentru că, nu știu, se trage prea mult, se împușcă prea mult între ei. Nu se acordă o chestie de asta, o regulă, nu știu, știi? E complicată treaba. Uite-vă că vine și asta să vadă. Mamă! E de la service? Asta trăiți! Bă, ești mecanic, știu că ți-o repar, dar nu neapărat să dai cu ea. N-am făcut nimic, n-am adus nimic. Urcați în cealaltă parte. Băieți, mai ceva ca intervecția. Haideți că mă mut în partea asta la alta, haideți aici. Hai, domnul șef, urcați sus. Mamă, băi, astea negre, nici nu te văd. Hai să mergem pe. Păi dăm talpă, hai. Mergem cu bolida. Mergem cu bolida. Poftim? Mergem. Mergem la service sau unde? Da, la service. Facem mașină românească de aia, nu ne-a văzut nimeni. Ați de fapt și cu mașinile de acolo, nu? Le-a extractat. Poftim? Ah, da, l-am luat, da. Am și parcat, nu-i problemă. Le vreți înapoi? Nu, le vrem înapoi, stai liniștit. Dar am avut alte probleme. Am plecat de acolo, am luat un transport, trebuie să ne ajute poliția. Dar de timp s-a început să se tragă asupra noastră. Am auzit și noi, după ce am plecat. Da. Domnul Lingurar, nu? Da, domnul Lingurar. Vreau să... Nu știu dacă ne puteți spune o firmă de salopete, că astea noastre sunt cam vechi. A mea s-a descusut. Domnule, găsesc, eu pot să vă ajut cu salopetele, sigur de astea. Eu am vrut să-i propun domnule șef să ne iau măcar o pereche de pantalon cu multe buzunare.
Mi-am înțeles. Da. Eu eram înainte, mă ocupam de treaba asta, gen. Mm-hmm. Nu știu, am vrea să schimbăm salon pe direct. Deja miros, la mea e discusută. Mă duc la tante să o coase, tante îmi cere bani să o coase. N-aș prea cum să o coase. Aveți pălătoria auto aici? Da, da. Avem spălăm mașina cu ariel și cu detergent de bază. Pur. Și cu pur. Oh, I'm not able to slow. I can do that, but stay.